Salutare, dragi prieteni ai naturii! Astăzi este 1 ianuarie și am mai ieșit încă un pic la ciuperci. Și singurul ciuperci de iarnă pe care le-am mai găsit. Ia uite, flamulina! Oi, ce frumoase sunt! Vreme frumoasă, 13 grade. Se pare că iarna aceasta momentan este o iarnă mediteraneană mai mult, n-are nicio treabă cu iernile grele care erau odată prin România. Dar noi ne bucurăm pentru că avem minunățile acestea de ciuperci, care sunt minunate în tigaie și cu proprietăți extraordinare, anticancerigene. Așa că dacă le găsiți în ascensiunile voastre, neapărat să le luați. Ele cresc în clustere așa, în ciorchini. Picioarele, piciorușul este catifelat, după cum se poate vedea, și se și simte catifelat. Nu are inel, iar sub pălărie culoarea este un galben deschis față de cele otrovitoare care sunt mai închise. Iar dacă nu sunteți siguri, le adunați și faceți proba de amprentă, puneți ciupercuța pe o coală de hârtie și o lăsați 10-12 ore. Dacă sporii sunt albi, este această minunăție de ciupercă. Pălăria este foarte lipicioasă. Minunat. Sunt și mai mici. Toate cele bune, prieteni, să ne reauzim cu bine, un an nou fericit și un an mult mai bun ca anul acesta care a trecut. Sperăm să scăpăm și de pandemie. Până data viitoare, toate cele bune vă doresc.